În seara aceasta continuăm serialul nostru pe care l-am intitulat Cele 10 porunci pentru familia de azi. Încercăm să înțelegem cele 10 porunci din Vechiul Testament în lumina nevoilor noastre ca și familie. Și de aceea este un serial dedicat familiilor și mi-ar face o mare plăcere să putem tipări o carte cu un asemenea titlu și se poate folosi și altora în, în viitor o asemenea lucrare. Dacă primele patru porunci din cele zece au de-a face cu relația noastră pe verticală cu Dumnezeu, Celelalte șase se referă la relația noastră cu semenii noștri și așa cum specifica și predica în limba engleză, relația de familie este relația crucială. Dacă nu știm să avem o relație bună cu familia de unde venim, nu vom avea relații bune cu celelalte persoane din viața noastră. Relațiile de familie sunt absolut fundamentale pentru devenirea noastră și pentru viitorul nostru. Aș vrea să ne oprim puțin și să înțelegem că lucrurile pe care noi le învățăm în familia noastră, în casa noastră, sunt așa de importante și de aceea se vorbește așa de mult despre cei șapte ani de acasă. Când spui cuiva că nu are cei șapte ani de acasă, Spui de fapt că omul acesta îi lipsește educația fundamentală, îi lipsește abecedarul. Un pastor din România, fratele Codreanu, spunea, măi, zice, ăsta are tot alfabetul, numai că nu-l are în ordine. Poți să, ai, poți să ai tot alfabetul, poți să ai toate clasele, toată educația, dacă nu este făcută ordine în primii șapte ani de acasă. Este imposibil, pe urmă, să îți construiești o familie sănătoasă de care te vei bucura tu și societatea în care noi trăim. Familia este locul primordial, principal, în care ne formăm emoțional, intelectual, spiritual. Nu putem fără acești primi ani și relațiile cu părinții noștri, primii dascăli, sunt relațiile cele mai importante din viața noastră. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Știți că poruncile acestea zece s-au dat înainte de a intra evrei în Canaan. Și este prima poruncă însoțită de o făgăduință. Dacă vreți să trăiți bine în țara asta nouă în care vă aduc acum, zice Dumnezeu, ai grijă de tatăl tău și de mama ta. Respectă-ți părinții. Respectă-ți moștenirea. De fapt, și titlul meu în această seară este uh, O familie sănătoasă își respectă moștenirea. Își respectă moștenirea. Își respectă părinții. Uh, de ce există totuși o astfel de poruncă? Haideți să vedem care este raționamentul pentru care Dumnezeu a lăsat o astfel de poruncă. Primul lucru care vreau să menționez este că respectul începe acasă. În primul rând, respectul de tine însuți începe în familie. În familie descoperim cine suntem noi. De fapt, dascării cei mai buni care ne pot descoperi talentele, chemarea în viață, rostul pentru care Dumnezeu ne l-a lăsat în lumea aceasta sunt părinții. Și una dintre obligațiile fundamentale ale părinților este să descopere pentru ce ne-a lăsat Dumnezeu în această lume, care este chemarea lui Dumnezeu pentru noi ca și ființă umană. De aici se naște respectul de sine. În familie se naște respectul de sine. Dacă nu înveți să te respecti ca și ființă umană, nu vei învăța să respecti pe ceilalți oameni. În familie se cultivă apoi respectul față de autoritate, respectul față de ceilalți, modul în care îi vedem pe ceilalți din jurul nostru. În familie învățăm să ascultăm de mai mari noștri și primii mai mari noștri este tata și mama. Un copil care nu va învăța să asculte de autoritatea părinților, nu va asculta de autoritatea dascărilor, de autoritatea poliției, a statului și a lui Dumnezeu în ultima instanță. Una dintre calitățile extraordinare pe care părinții trebuie să o cultive în copiilor este ascultarea de autoritate. Eu mă îndoiesc că lumea viitorului va fi o lume mai bună pentru că văd noua generație care crește în totală rebeliune față de părinți. De la faptul că nu mai putem să îi uh, educăm, nu mai putem să îi disciplinăm, nu-i așa? Pune mâna pe telefon, sună la poliție și te-o legat. Uh, modul acesta de a crește copiii va crește o societate în care va fi periculos să trăiești. Tot în casă se învață valorile, respectul pentru valori. Modul în care îl vedem pe Dumnezeu, modul în care vedem viața în general, ce este important în această lume. Totul se cultivă în familie, totul se cultivă acasă, începe de acasă. Respectul pentru tine însuți, pentru ceilalți și pentru Dumnezeu începe acasă. De aceea Dumnezeu a dat o astfel de poruncă. Pentru că lucrurile acestea sunt absolut fundamentale pentru devenirea ta ca ființă umană. Trebuie spus de la bun început că nu există părinți perfecți. Avem obligația să cinstim pe părinți în ciuda performanțelor lor ca părinți. Nu toți reușim să fim părinți buni. Fiecare dintre noi am putea spune, am putea purta o pancartă din aceasta, sunt un părinte disfuncțional. Pentru că într-un fel sau altul nu știm și nu ne purtăm ca un părinte ideal. Dar porunca aceasta dată de Dumnezeu nu sună așa. Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta numai când merită. Nu spune așa. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și când nu merită. Cinstește chiar dacă ei nu te cinstesc pe tine. Cinstește chiar dacă frații tăi nu îi cinstesc la fel pe părinții tăi. Cinstește-i dacă, chiar dacă nu-ți vine să o faci nu ai chef să o faci. cinstește de fiecare dată în ciuda performanțelor lor. Ei nu sunt părinți perfecți. Singurii părinți perfecți, singurul părinte perfect din lumea asta este Dumnezeu însuși. Știți că și el a avut doi copii răi? Nu? Doi a avut și ăștia au făcut-o de oaie. Adam și Eva, nu e așa? Numai Dumnezeu este părintele perfect. Toți ceilalți suntem părinți disfuncționali. Dar Dumnezeu va binecuvânta pe copiii care înstesc părinții în ciuda performanțelor lor ca și părinți. În ciuda performanțelor lor ca și părinți. Se spune că în viața noastră modul în care noi vedem pe părinți depinde de vârstă, bineînțeles. La început tata îi bătea pe toți, așa e? Te spun lui tata. Pe urmă, descoperim în următoarele prime, prime clase primare că sunt și altați care sunt mai tare decât tata. Nu? Pe urmă, începem să regretăm că tata nu e așa de bogat ca și tatăl lui Ionel. Nu? Tata nu are o mașină așa de tare ca și uh, tata lui Lenuța. Pe urmă, la vârstă adolescenței, tragem concluzia că părinții ăștia nu știu mare lucru. Ba chiar că sunt niște ignoranți totale. nu așa? Îmi spunea un frate, avea 11 copii, una dintre fetele lui făcea curte, un alt băiat din biserică și a spus într-o zi când l-a luat mai tare pe ficiorul ăsta, zice, ce știi tu bătrâne, ce dragostea? Nu, nu știa, bar n-avea asta, ce dragostea. <truzări> Trebuia să meargă la adolescentul ăsta să-l învețe ce dragostea, nu? Uh, și apoi începem să descoperim pe la 25-30 de ani, mă, tata ăsta are dreptate, așa câteodată, nu? Uh, pe la 30 de ani am vrea, totuși, mă, înainte să o luăm o decizie, hai să vorbim totuși cu tata, ce ar zice și tata de chestia asta, dar tot cum facem, cum vrem noi facem, nu? La așa să-l întrebăm din politețe. Pe la 40 de ani am mai, mai vrea să întrebăm pe cineva, dar nu mai aveam pe cine întreba, că a plecat deja dintre noi. Asta este un fel de tragedie a vieții noastre, pentru că cei mai frumoși ani când am fi avut ce mai mare nevoie de ei, nu e -i așa? I-am mirosit în mintea asta slabă care am întreținut-o în anii aceia. Numai Dumnezeu este Părintele perfect, dar Dumnezeu binecuvântează pe copiii aceia care cinstesc pe părinții imperfecți. Apoi este o asemenea poruncă pentru că relațiile cu părinții îți vor afecta toate relațiile tale din viață de acum încolo. Toate relațiile tale vor fi afectate de relațiile tale cu părinții. Modul în care te relatezi la părinți este factorul uh, formativ primordial al vieții tale. Stilul de relație cu părinții vor deveni modelul relațiilor tale cu ceilalți. Reacțiile noastre la stres vor fi marcate de experiențele noastre cu părinții. Uh. Aici vreau să vă, să vă zic ceva în... Babi, am ceva de japonezi. Japonezii au niște tați extrem de exigenți. Știți că foarte greu pătrunde Evanghelia la japonezi pentru că Dumnezeu fiind tată este văzut prin ochii unui tată rău, exigent, care te bate și vrea să facă om din tine. Japonezii nu vreau un asemenea tată. Relațiile de familie vor oglindi relațiile noastre cu ceilalți și cu Dumnezeu însuși. Știți că multe familii se destramă din cauza relațiilor care există cu părinții acelor doi? Imaginați-vă, te căsătorit, totul este super, lună de miere, flori și așa mai departe. Și după prima lună de zile, asiști la un scandal între ea și maică-sa. Nu? Și auzi vorbe care nici n-ai bănuit că există, că se pot spune. Tu niciodată nu m-ai ascultat. Totdeauna ai făcut ce ai vrut tu. Ai venit când ai vrut tu. Încep să ai probleme, nu? Oare ce-o fi făcut asta? Nu? Pun unde eu fi umblat. De fiecare dată când se întâlnește cu Maica sa, ies cântei. Imaginați-vă și scenariul celălalt după primele luni de căsătorie, afli că el nu se înțelege cu taică sau absolut deloc. Acum înțelegi de ce a fost așa de, ăsta de la nuntă. N-a vrut să participe cu nimic. A zis că mireasa să facă cheltuielile la nuntă, ca așa, ca așa, e în America. Nu? O știu, tot român am rămas men, că trebuia să, să, mă fac american, să-i pun pe cuscri să plătească. Uh, Relațiile dintre uh, părinți și copii vor fi duse în noua familie. În noua familie. Și sunt familii care se destramă din pricina acestor relații care există și care nu au fost bune niciodată. Studiile demonstrează că oamenii care se înțeleg bine cu părinții au mai puțin stres în viață. Știți asta? Oamenii care se înțeleg bine cu părinții au mai puțin stres în viață. Cura multor probleme familiare se găsește în respectarea poruncii a cincea. Respectați părinții. Dacă știi să te împaci cu tata și cu mama și să vorbești frumos și să-i să respecti, va ști, vei ști să-ți respecti și soția și soțul. Băieți, nu vă căsătoriți cu fata aceea până vedeți cum se poartă cu părinții. Așa se va purta și cu tine. Așa se va purta și cu părinții tăi. Uită-te la relațiile care există. Pentru că aceste relații vor fi duse în familia ta nouă. Haideți să vedem apoi cum să ne cinstim părinții. Cum să ne cinstim într-un mod foarte practic. Știți că cinstirea părinților depinde de stagiile vieții în care noi ne găsim? De stagiul vieții? În copilărie ar trebui să ne cinstim părinții prin ascultare și respect. Două cuvinte, ascultare și respect. Efeseni 6, 1 la 3. Copii, ascultați în domnul de părinții voștri că ce este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea de întâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multe vreme pe pământ. Atâta timp cât părinții îți asigură cele necesare, ești obligat să-i asculți, dar în mere ce vârstă ai. Dacă ai 25 de ani, dacă ai 30 de ani și încă mama îți dă de mâncare, Ok? și îți cumpără haine și îți dă bani de benzină, ascultă de mama și de tata. Atâta timp cât ei îți asigură cele necesare, ai obligația să-i asculți pe părinții tăi. fă -o de bunăvoie, fă o cu bucurie, fă -o imediat. O parte din obligațiile părinților este și aceea de a disciplina pe copii. Spune-le ce au de făcut, dă instrucțiuni corecte, impune respectarea instrucțiunilor, verifică și dacă nu s-a respectat, disciplinează. Ordinul dat și neverificat mai bine nu s-ar fi dat. Okay? Cineva spune că noi părinții suntem leneși. Le spune la copii să-și facă patul și în loc să ne ducem să luăm de ureche din fața televizorului nu și să-l ducem să-și facă patul, îl facem noi, că e mai ușor. Face un... e mai ușor decât să ne chinuim cu toată treaba asta, nu? Să adun soapele de pe jos, de la baie, hainele, all over, nu? Să le... e mai ușor să le adun tu decât să vii tu să-l obligi pe șmecherul ăsta să se aplece el, nu? Te apleci tu, faci tu gimnastică, îl scutești și îl înveți că este un sclav, pe urmele lui, care lucrează să facă ordine după el, nu-i așa? Proverbe 15 cu 5. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mostrare ajunge înțelept. Este Proverbe 19 cu 18, care îmi place foarte mult într-o traducere nouă. Disciplinează copiii până mai este speranță. Dacă nu o faci, le vei ruina viețile. Wow! Disciplinează până mai este speranță. Dacă n-ai să-i disciplinezi, dacă nu pui băta pe ei, dacă nu faci ordine, le vei ruina viața. În tinerețe, cinstește părinții prin acceptarea și aprecierea lor. Cu trecerea anilor vei începe să vezi greșelile părinților și une avem multe. Este important să-i accepti în ciuda acestor greșeli, așa cum i a lăsat Dumnezeu, cum sunt ei. Și îți dau două motive pentru care trebuie să-i Numărul unu, nu ai alții. Ok? Nu ai alți părinți. Ăștia sunt dețet. Nu poți să ai alții. Cum s-a rugat fratele ăla, Doamne, iartă-ne că așa n-ai pe alții. Nu? ăștia suntem. Trebuie să ne ierți, că nu mai ai aia, pe alții, ăștia suntem. Nu? nu ai alți părinți. Și doi, și tu ai greșelile tale, ok? Nu îi duce în să scoată ei lista cu greșelile tale, că o să te sperii. Acceptarea, în primul rând, pentru că Dumnezeu i-a folosit pe bătrânii ăștia, babacul ăsta al tău, și pe mama ta i-a folosit să-ți dea ceea ce nu ți-a dat nimeni niciodată. Să-ți dea darul vieții. Ești în lumea asta datorită acestor două ființe, ok? Pentru asta trebuie să-i accepti și să-i respecti. Apreciază-i pentru că Dumnezeu a folosit să vii pe lume. În ciuda greșelilor lor, ei ți-au dat darul acesta al vieții. Iată ce spune Proverbe 19, 26, cine jefuiește pe tatăl său și zgonește pe mama sa, este un fiu care aduce rușine și ocare. Ascultă la ceea ce spun oamenii aceștia, ascultă la ceea ce spun. Ascultă la ceea ce spun. Um nu disprețui sfaturile, chiar dacă ești matur acum și n-ai nevoie de ele. Iar, iar îmi țin o predicuță, iar îmi dă un sfat. Ascultă, fi politicos și ascultă până la capăt. Dezagrează fără să fii dezagreabil, ok? Dacă nu ești de acord, nu te purta urât. Poartă-te frumos, Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când am îmbătrânit. Apoi iartă-ți părinții pentru rănile produse. Ți-au produs răni, e adevărat. Ți-au produs răni. Cele mai adânci răni pe care ne le-au produs cineva sunt rănile oamenilor care au fost cel mai apropiați de noi, oamenilor celor mai iubiți. Azi este la modă să dăm vina pe părinți, nu așa? Pentru nefericirea noastră de azi, să se duci la psihologi și psihologii spun că, domnule, ai fost frustrat în copilărie, nu? Domnule, ai vrut să cânți la pian și nu te-a lăsat mai ta. Pe mine nu m-a lăsat deloc, domnule, n-am avut pian. N-am avut de unde. Dar psihologii îți bagă în cap Amărăciune împotriva părinților și lucrul ăsta este foarte dăunător. Te-ai gândit vreodată ce ușor le-ar fi fost la ăștia doi dacă n-ar fi fost tu pe lume? Te gândit vreodată la asta dacă este asta? Haideți să spun eu ceva. Până la 18 ani, bătrânii ăștia vor cheltui 250.000 de dolari cu tine și cu creșterea ta. Nu le-ar fi picat bine banii ăștia? Nu le-ar fi 250.000 de dolari, până la 18 ani, să te facă om? Mâncare, haine, spațiu de dormit, nu? Ce ai făcut astăzi? Nothing. Și-ai devenit specialist în nothing. Ani de zile. Și ăștia au tot băgat bani în nothing. Până la 18 ani s a cumpărat și mașină să-l duci pe acest nothing de aici colea, să-i faci dureri de cap. Te-ai gândit vreodată că ăștia ar fi fost mult mai fericit să nu fi te dus pe tine pe lume? Ar fi fost mult mai ieftin pentru ei viața. Cineva a spus că viața noastră va cunoaște stagiile acestea. La început crezi în moș Crăciun. A doua, nu mai crezi în Moș Crăciun. 3. Ești Moș Crăciun. Și 4. Arați ca Moș Crăciun. Asta, asta e, acestea sunt stagiile vieții. Ei bine, la vârsta de adult, cinsteșteți părinții încurajându-i și ajutându-i. Încurajându-i și ajutându-i. Patru lucruri vă recomand aici, extrem de importante. Pentru că unii părinți, cu cât sunt mai bătrâni, primesc tot mai puțin respect din partea copiilor lor. Știți că părinții ăștia, chiar bătrâni cum sunt ei, doresc foarte mult să se implice într-un mod pozitiv în viața copiilor lor, păstrează contactul cu ei. Mai dăle. Un telefon din când în când, sau cel puțin măcar răspunde la telefon când, când sună. Știu că nu s-au portat bine cu tine. Știu asta. Un tată spune că um, au lăsat pe mașina aia următorul mesaj. Ce, Dacă ești un uh, copil al meu și uh, cer bani, ai, ai, greșit numărul. <gângă> Asta e un număr greșit. Nu? Dacă ești un copil de-al meu care are problemă cu nevasta pentru că s-a căsătorit fără voia mea, ai greșit numărul. Probabil că sunt, uh, sunt relații de genul ăsta. Dar acum la bătrânețe păstrează totuși contactul cu ei, răspundele la scrisori zice cineva că a găsit soluția, zice, întotdeauna mă sună fiul meu. Îi trimit o scrisoare și îi spun, îți doresc multe binecuvântări de ziua ta, felicitări, Ți-am pus aici un cec de 100 de dolari și zice, nu pun cecul ăla și imediat mă sună înapoi să întrebe ce s-a întâmplat cu cecul ăla. <laughs> Găsiți o metodă prin care să comunicați cu ei. Împărtășeșteți detaliile vieții cu ei. Au nevoie să știe cum cresc copiii, cum cresc nepoții, ce se întâmplă. Spune-le, au nevoie să știe detaliile astea. Împărtășește-le cu ei. Cerele sfatul în marele decizii ale vieții, chiar dacă nu asculți ei. Dar cel puțin de formă lasă și pe ei să fie participanți la decizia asta a ta. Nu-i abandona pe mâna străinilor. Și aici vreau să-ți dau câteva motive. Părinții tăi au avut grijă de tine când erai mic, când ai avea nevoie de ajutor. Au nevoie să îi îngrijești la bătrânețe. Știți că Domnul Iisus Hristos, înainte să plece din lumea asta, înainte să moară, a avut grijă ce se va întâmpla cu maică-sa? De pe cruce, i-a spus lui Ioan, fiule, iată mama ta, femeie, iată fiul tău, aranjat unde să stea mama după ce el va pleca din această lume. Ai grijă de mama și de tata, îngrijește-te de ei. În final, câteva aplicații practice cu care să încheiem. Știu că vă grăbiți la dinăr, mititei sunt pregătiți. Părinți, doriți să fiți onorați de copiii voștri, fiți oameni onorabili. Vreți să fiți cinstiți de, părinții de copiii voștri, fiți oameni cinstiți. Cred că e un sfat foarte bun, gândiți-vă foarte bine la asta. E ușor să onorezi pe cineva care este de onoare. Doi, principala datorie, copiii voștri să-L cunoască pe Domnul. Știu că noi ca români le cumpărăm mașini, apartamente, tot ce vor ei, îi inundăm pe copiii noștri cu o dragoste exprimată la modul material cel mai bine dintre, cred că, toate națiile din jurul nostru. Dar faceți din cunoașterea lui Dumnezeu prioritatea numărul unu. Dacă voi, copiii voștri îl vor cunoaște pe Domnul, vor avea toate celelalte pe urmă. Dacă cauți împărăția, celelalte lucruri vin pe deasupra. Când inversez lucrurile, s-ar putea să ducă lipsă. Numărul 3. cinstiți vă părinții chiar dacă nu merită. Lăsați judecata pentru Dumnezeu. Nu vă puneți în locul lui Dumnezeu să faceți voi ordine. Acum, ăsta merită sau nu merită. Porunca este cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Punct. Nu spune dacă merită sau nu merită. 4. Iartă rănile produse de părinți. Iartă rănile produse de părinți. Nu te învinovăți pe tine pentru ele. Unii nu ne iertăm pe noi înșine de rănile care ne le-au produs părinții. Iartă. Găsește o zi în care să scrii o scrisoare și să îți cer iertare și să te împaci cu părinții tăi. Fă lucrul ăsta până mai este timp. Unii aveam așa niște răni adânci și n-am știut să ne le rezolvăm. Și este un lucru teribil. Cinci. Nu lăsa amărăciunea trecutului să scoloreze viața de familie. Nu adu amărăciunea trecutului relațiile tale cu părinții în familia pe care ți-a dat-o Dumnezeu acum. Deși, așa cum se spunea în predica din limba engleză, cercul se învârte, cercul se învârte, vei avea și tu copii. Se spune că într-o zi un bărbat care era târât de copilul lui pe scări, la bloc. A zis, Stap, stau, stop, oprește, până aici. Dar de ce? Până aici l-am tras și eu pe tata. Nu? Până la etajul ăsta l-am tras și eu pe tata pe scări. Ți se va face ceea ce ai făcut, este foarte clar. Îmi spunea un frate de aici, din Phoenix, zice, mă, Petre, îți mulțumesc lui Dumnezeu că băieții ăștia mei nu sunt așa răi cum am fost eu. S-ar putea să fii binecuvântat, să nu fie chiar așa răi cum ai fost tu. Dar, wait a minute, încă n-ai murit, <laughs> încă viața este înainte. S-ar putea să primești exact ceea ce ai făcut. S-ar putea să primești, pentru că Dumnezeu este drept, întotdeauna este drept. Oprește cercul ăsta vicios. Nu repeta păcatele părinților tăi. Dacă ai, ai văzut că ăștia au fost cum au fost, hotărăște să fii tu diferit. Știți că noi avem două uh, șanse. Avem șansa să copiem modelul părinților sau să ne revoltăm împotriva modelului părinților. Dacă modelul părintesc n-a fost unul bun, e bine să ne revoltăm împotriva lui și să-l schimbăm și să trecem pe partea cealaltă, să oprim cercul vicios. Dar dacă exemplul părinților noștri a fost unul bun, copiază-l, continuă tradiția, și ultimul lucru este, cinstirea părinților este o poruncă însoțită de o făgăduință divină. Dumnezeu se va ține de cuvânt. Te asigur de asta. Spuneam la început că toate relațiile noastre unii cu alții depind de relațiile din familie. Și porunca aceasta este pusă foarte strategic imediat după relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că a doua relație importantă în viața noastră după relația cu Dumnezeu este relația cu părinții noștri. Respectă-l pe Tatăl tău și pe mama ta, ca să ai parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ridicăm pentru rugăciune și. Um, unii dintre dumneavoastră încă mai aveți părinți, rugați-vă Domnului acum pentru ei. Dacă au plecat, rugați-vă ca Domnul să vă ierte că nu v-ați purtat cum a trebuit. Haideți să ne întoarcem inimile spre părinții noștri. Haideți să ne întoarcem inimile, părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Și în ajun de Thanksgiving să mulțumim Domnului pentru ei și să hotărâm să-i onorăm, să-i cinstim, începând de astăzi, să ne rugăm cu toții.